Bună seara, bună seara tuturor! Am revenit și noi acum noaptea, așa ca după petrecere. Avem, dar nu se vede, Bobiță tușește. Te vezi, Bobiță? Cum faci alea să se vadă și el? Gata, mă văd. Unii te vedea? Tu ești! Bobița frumoasă, i-am făcut ochelarii cât de cât până facem alții nou. Noi. Ești și alea, dă-te alea mai în față. Ai zis bună seara. Prietene, am venit la bucătară. Am venit noi acum noaptea să-l anunțăm. Să-i dăm o veste cea mai mare și bucurie. Adică ce? Vestea că, na, e bunic. Unde? Nu știi unde. La... Nu spune acum, hai să nu spunem. Hai, nu. Lăsăm surpriza. Și... De aceea am venit ca să-i aducem un leuț, n-am reușit azi, să-i aducem un pic de tort. I-am oprit și lui pentru că ei n-au fost acasă, n-au venit. Și am zis să-i aducem un pic de tort, nu mai aducem mâncare, rânzi eu, dacă sunt ei sături. E rânză. Stai puțin, dați-vă jos, hai. Hai. Oh, ia, nu? Bă! Ia uite ce s-a adus Alex. Ia Alex, dă-i tu. Dă-i Alex. Să fii sănătos. Dă-i tu tortul, nu eu. Alex, ce e ăsta? Dă-i tu. Că ziua ta nu e. Da, fine că la mulți ani, Alex, să fii sănătos. Hai. Bă, Bobița. Mie eram ieri la fata acolo, că veni să ai fata mică acasă și n-am putut să venim nașa seară la ziua lui. Lasă acum, stai. Am adus un pic de tort. Nu trebuia să mai adus, nu lăsa să mănâncă. Dacă vă dau o veste că sunteți bunici. Știi cât sunt? Cât? Cât sunt? Nu sunt 5, sunt 7! Hop, doamne! Acum ai numărai, când îmbrăcam copii, 7 cățăi! De toate culorile! Atât e de micuță să facă 7! Vrei să vezi lume? 7 sunt! Doamne, ajută să fie sănătos! 7 cățăi a făcut Iza! Iza! Lumbăbiță! Da! Uite, ăsta e tată care habar n-are pe lume ce trăiește ăsta! A venit la mine în curte de a distrus viața cățălii cu minte micuță. Uite, ăsta e Raider. Raihol. Acum nu așa... Da, e tată și el mănâncă, bagă. Și pui, un pui, măcar doi, când o fi mai mărice. Le împărțim. Nu pot să-i cresc eu pe toți. Da, împărțim dacă da. Nu vrei. Uite, Raider habar n-are pe ce lume. Nu ce-l doare pe el. Nu veni acolo să o întreabă ce o doare, cum se simte. Ce să știe Raider habar n-are de cățar? Păi el nu doare nimic ca să vină la ea. E tati, ce câți cățăi? Câți ne poți aveți? Câți ne poți aveți? Câți crezi? 7 sunt! 7 acum ai numărai bine, bine, cu atenție, că s-a dat la o parte și sunt acolo. 7 cățăi, alb, maro, negru, de care vreți. Așa că am venit să facem o înțelegere. Bucătare, facem o înțelegere. O înțelegere, nu pot să-mi asum responsabilitatea toată de cățăi ăștia 7. Da. Trebuie să-i creștem împreună. De post, da. Și păi... seamănă unul pe Raider, negru. Negru, sunt 2-3 negru, da. Unul maro, maro, unul alb. Unul maro, unu ca ea, da, maro. Da. Bă, da. Da, 7. Tu ai mai pomenit așa ceva? Bunică. Atât de mică. Leonardo. E albu și la picioare cum are... Tot albu. Și tu ești bucuros acum că avem nepoței. Lasă să trăiască nepoții. Lăsa avem un nepoțel, cum zice ăla. Când am venit de la școală, mi-a spus că e o surpriză. Când m-am dus, a născut pasta albu. Păi de-aia nu mai puteai să mișc că era grea. 7 cățări. Hai n-așa să mănânc și mă. Păi s-a învârtit în jurul meu și s-a ridicat de acolo să văd eu ce a făcut ea. Copii. Să te cheam acolo să văd. În sfârșit a venit Bobița aici de la bucătar, că l-am mai ținut noi în casă, că, na, curăcelile așa, așa nu s-a dus niciunde. Ai fost la școală, mă? Azi a fost la școală. Bravo, am lipit un pic ochelarii până facem alții noi. Le-am lipit așa un pic la, aici, la noi, în oraș, la cabinet. Bine, bine. Dar nu trebuie să dea cu ei, dar să... Da, să aibă grijă de ei. Până facem alt control, altă lentilă trebuie, asta e de mult. Nu am mai. Cum facem? Cum facem cu câinii? Cum facem? Lași acum până nu să...
Păi de unde că plâng acolo pe ea, că n-am ce să mănânc? Păi de unde? 7 căței, de unde? I-am pus bobiță de lea să mănâncă cereale, are apă lângă ea. I-a pus și leșeul lângă ea, are leșeul lângă ea. Ai pus bine făcut, așa că i-ai pus să-ți aruncă pe ei căldură acolo. Da, dar mănâncă ăla. Da, curent. Lasă, că după aia... Păi lasă că e păcat. Mai lasă-le un bacar o săptămână, așa ai grijă de ei, până să mai cresc ei un pic, până nu sug ei. Și nici nu văd acum. Lasă 2-3 săptămâni și după aia... Pe 7 zile. Da. 7 zile desfac ochii, că ei acum nu... Doamne, cum sunt de frumos, să nu mai mă mir. 7 căței, eu ziceam, vorba era de 5. Ai zis 5. Și sunt 7, îi numără acum. Pentru că atunci nu-mi dădeam seama, s-a dat ea la o parte și acum sunt toți. Până dimineața încă 2. Hai să se facă 10. Dacă alea 90 de farmacie, știi? Da. Uite, sobița lor face căldura. Aici am făcut mâncare, am făcut mămărigă. Ia, ce fac băieții? A expirat cardul. A, și l-a lezit card, nu. Că și noi avem cardurile noastre pune și pline. Dacă punem ceva pe card, îi luăm imediat. Mă, bărbiță, de ce nu mi-ai venit pe la mama? De gripa asta ți era frică să nu iei gripele? Nu, era și eu răcit. Era răcit? Da. Acum ați trecut? Da, bobița mea. Ia pune-i la altă, e căzul la altă. Hai să mănânci și tu. Hai, da. Să mănânci și tu mărez la mine. Mă mămâligă, el mănâncă aici. Hai, ale și tu. Hai, ale, mama. Ele, uite, l-a ajuns pe leuțu, Alex. Ia, ești tu leuțu? Cât el ești? La înălțime, Ale, tu nu mai auzi. El are 13 fani. Un an, un an mai mare. Da, lasă-l din sănătos, Ale, să ajută Dumnezeu. Hai tu la masă. Te-ai tu lângă Leonardo. E altfel de mâncare aici, e cu lume multă gătită. E gătită cu drag, nu ca lui supărare. Hai, hai de la masă. Nu poți să te iei la masă. E aici altfel gătită, pe sobă, alea. Acum suntem neamuri. Neamuri? Ce mai neamuri? Păi da, un câine. Cum se amestecă câine? Păi nu știm ce neamuri suntem acum, cu raidul ăsta, cu mine. Cruști. Nu am crezut că am luat neamuri, să ne gătim cu tine. Am văzut. Cruști suntem. Au că ce janele, da, zile? Păi da, dar tu ești bunic, păi dar lui e unchiul. El e bunicul, ele. Bă, și Lu, l-ai luat pe Raider la tine seara și lui copilașii? A venit. Dacă nu vin. Da, a venit. A venit? Da. Mea, a venit. Bă, a venit, chiar așa. Serios? A venit Raider. Ce căuta la tine? Nu știu. Când dormeam noi, plângeam. Și ce faria Liza? Am văzut a venit Raider la ziua mea, l-am găsit în curte și a venit ăsta. Da, ce căuta Raider la Liza? A venit Raider la ziua lui și l-am găsit. Du-te, Leonardo, du-te la mamă. A venit Raider din partea mea. Da, asta e bine. A venit la masă. A venit Raider din partea mea, tot aia. Hai, mamă. N-a mai mâncat el așa. De ce l-ai băgat câinele? A venit Raider. Eu l-am trimis. Le-am dat. Lasă că cățaua asta nu mă în casă, sus scară. Pe pătura asta. N-a dormit deloc apar. Nu mă anunțu asta. Nu mai mă să mă apropie că e. Ah, te mușcă la vedea vreo. Dă-i scaunul mai aproape. Dacă îi atingi. Pă cum te fie ăsta unchi? Le-ntreabă bucătare, dacă ce ești dacă... Nu știi să mă... Așa că am venit să facem aici judecată cu căței, cu cățeaua. Nu știu ce facem cu Raider ăsta, ne-a distrus cățălușa. Lasă-mi așa, o bucurie acum dacă avem și noi. Păi da, 7 căței să facă cățaua aia mică, 7. De aia nu mai putea aia să meargă, era grea, nu mai... Rămânea în fața mea, nu mai punea un pas. Era mică, de micuțe. Să vedea ceva în burtă ei, parcă să cățăi, să vedea tot, luase cu joare, să vedea... Era și așa, sunt era slabă, să vedea tot. Ce era subția să nu facă ce... E pătura mare acolo asta, cu două fețe.
Ea a tras-o, dacă ea a tras-o nu puteam să mai luăm. A tras-o de pe canapea, că era pachetată și a pus-o jos să se pună pe ea. Acum a rămas ei, n-ai ce să faci. Spălăm și o dăm tot ei. O să o spălăm mai târziu, o să o curățăm pupătura și tot la ea. Tot acolo stau cățăii pe ea. Și ce-ar trebui în așa să facem? Să mutăm cățăii în veci. Ai, da, e mai cald. E cald acolo, aha, nu bate vântul, nu desface ușile copilului, da, în sală și gata, desface intri. O, ce e cald, le punem acolo pătura, le punem un păr. Pentru jumătate dimineața, în bece, așa e acolo. Punem ceva ca unde, unde se în bece cald. E cald acolo. Avem o saltea și punem acolo, facem frumos. Mai lasă-le două zile acolo, că ea și scara acolo, ca să vă spun, e frig, e greș, e faianță, e foarte curent. E curent, dar în vece este mai cald să le facem frumos așa într-un colț ca un țar, ca acolo să le punem pe jos. Vorbesc serios acum, adică suscara e moarte, e carceră. E frig în beci, să nu le bagi acolo. Nu, nu, că e cald. Beciul e cald tot timpul, iarna. Iarna e cald că e în pământ acolo. Da. Și varza, la naș acolo nu îngheață varza. Nimic nu îngheață. O să vedem, le mai lăsăm un pic câteva zile, după aia o să-i mutăm, să le stabilim un loc sigur. Filmează și genul. El știe. Uite copilul meu cu minte cum mănâncă și alea. Oh, mamă, ce față am eu. N-am dormit. Suntem aici, aici cu doamna încă prieteni. Nu suntem acum. Lasă să spun eu ce am făcut aici. Am mâncat. Mamă, ce mâncată sunt. Am mâncat aici așa mămăligă și cu orez și găină de țară. Dar ce găină, ce orez, așa de bun, n-am mai mâncat de mult, de mult, nici nu mi-aduc aminte. O grăsime în el, așa, ulei galben, zic că eu... N-am băgat de om așa ulei, toată uleiul ăla era de la găină. La găină, așa de bună, doamnă. Da. Dar și dulce. E și dulce, da, găinile așa, are dreptate tata. Aș vrea să-mi iau și o găină de aia galben, așa, să vă arătăm mai are din ea, cum arată o găină bio, sănătoasă. Ți-a vrut să-mi urez? Am venit și eu aici, copiii au rămas acela, cum asta e noaptea mare, ce să facem acasă? N-am mai venit de mult așa, nici la mama. Bine ai venit, doamna. Am vrut să mai schimbăm și noi zona. La ce vreau? Ia să vedeți ce găină. Aoleu, de mai băgam eu un așa ulei, dacă ia uite de aia. Că Dumnezeu un varz asta s-o arunci. Aoleu, mamă, pe cât ai multă? Două am tăiat, două găini mai două găini. Și-am făcut una și mai a rămas una. Doamne, doamne. Și asta am făcut jumate tocăniță, jumate am făcut și la cinci. Uitați ce e aici. Doamne, uite, a început să îngheață, că o băgai în lată. Supă. Supă fac din asta, ce vă să fac? Ha? Când o veni la mine, farina. Bine, eu cam de lumea, filmă. Păi se audă... O, e prea grăsime pentru copii. Pentru copii e prea grasă. Da, dar pentru fata nu-i bună. Trebuie pui, slăbuți. Asta, grasă, da. A, hai, dă-i la fata, grăsimea asta. Asta mă cam le. Ai, lasă. Ai văzut acum ta cu femeia cu găinile, poți să te duci mâine să cumperi. Stai să pune mâine, să pune mâine pe masă, să băgăm iar adidași. Ziana e bandit. E bandit, Ziana, ați văzut? O ciorușel jumate să-i dau lui Sarina. Mănâncă Sarina, că-i zvărâtă fata. Fata mănâncă supică, fideluță. Fata mănâncă supică, așa. Fideluță, mă, copisa de da. Mănâncă Maria mea, doamna. Maria, Maria, da, mănâncă. A bătrân. Cum să văd dacă nu merge? La care e cu burul? Că nu merge. Da. O fi închis la magazin să ieși tu. E închis acum, acum la 9 te numești. E Maria, care e curată că fiecare vădă. Bagă-i tu că nu mai e. Să intru adiolea. Ce vrei să faci? Pantaloni în agitaș. În agitaș, mami? Nu știu. Nu se poate așa ceva, pentru că-s mici de tine o văd ainele ăștia. Bă, tăzi, tăzi, bagă-i, că să-ți iei, nu știu. Am venit aici așa căldură tot, îmi zic la mâine că scurte, veniți să bujeaca de blană, groasă. Și eu pe afară umblu numai așa, fără faniu, fără nimic. Și eu am luat jerul bobotează, am luat la mine. Am lăvat cu bobotează, eu. Ha, ce-i jama? Bobotează. Ești părinte, ești.
asta. Auzi, te bobătează ce ești părinte. Cum? Cum să fac? Cum? M-am băgat tainele, eu nu știu ce vrea. Păi ce vrei? Că dacă l-o strânse pe picior. Ce vrea să facă? Uite, le trage și după aia să le bagi aici, ardiu. În sosetă, să le băgăm în sosetă. Nu, uite așa, să le întui așa. A, îndoaile în așa, așa, pe... Mai scurte vrea om, așa. Și acum aici. Cine le vede? Așa, așa. Nu că știem, știem cum se poate. Nu mă vine la mine ce le fac eu, vine încoace. Lasă-mă, mă, mă, du-te la Leuțu, că Leuțu. Și uite, scade de pe el și mi-a le trage mai jos. Vine încoace, de-i la Leuțu, nu e mai bine. Am mâncat aici, am mâncat și Leonardo, mi-a plăcut. Da, Alex, n-am mâncat, ca de fiecare dată. Alex, mai mănâncă el așa, ce mai ciuboale. Leuțu, fă o cafă lunașă ta. Mă, până nu mai dormim. Bine, frate meu, una. Hai, păi, vreau să vă cafeaua voastră, vreau o gură, două, nu vreau toate. La ora 5. Mamă, dar ce cald e aici. Mă dă de mare. Foarte cald. Da, la mine e foarte cald. Parcă nu mai e. Dar mai desfăi ușa, Leo. Mai desfăi ușa, că nu ai mamă. Păi noi întotdeauna stăm cu ușa deschisă. E casa călduroasă. Da. Bucătare, vreau poate să mă ajut și pe mine, să-mi iau unul ăsta, să pun unul singur la bucătărie, să dau jos tot ce am pe acolo, ai văzut fie. Da. Unul de ăsta, unde e ușa lor? Și led de ăsta, găsiți la târg, ăștia care aduc din pe străinătate. Da, este. Nu led. Este la magazin, l-ai luat de la oameni. Da, de la unul din târg, ledul ăsta. Bă, ia și mie unul și dar eu văd. L-am de 5 ani, ledul. Păi și poți să-mi găsești. Da. Că aduc omul, am vorbit cu omul, dar îmi trebuie ăsta cumpărat. Cu tot cu suport, cred că e 150 de lei. Maxim 200 de lei. Mai bine la magazin. Păi nu, bă, nu e de ăștia LED-uri. Nu e la noi în România cu LED. Nu? Cu chestii alea, zic cum le zice... Am uitat cum le zicem. E rotundul lui. Nu e de ăla pe tub de ăla cum era la noi în România. Da. Da. Cu biluțe de ăla, nu știu cum LED. E biluțe? Da. Dacă se arde, ăsta nu se arde totodată. Se arde și bucăți, cât un led, un led, fiecare an. Pe tele. Da, cât un pătărțel de ăla. Vreți o cam italian. Unde ai zis ce de ăla? Păi da, ăsta are la mine mai bine de 5 ani de zi. Vreți gata, la mine. 5 ani sau 6 ani de zi, de când am luat casa aici. Cum am magazin? Nu știu dacă e de ăsta, este, dar nu găsești. Eu de ăsta e din Franța. I-am de ele mici, apă. Lasă-le că vedem, în luăm două și poate, nu știu, dacă le găsesc și nu ar fi bine să le găsesc unul de ăsta. Este, la Broștenul, nu trebuie. Aha, uite, duci la filiaș, acolo, la gara. Dacă ai drum și te mai duci pe acolo, nu așa. La filiaș, la gara. Păi cât e la Broștenul, tot duminică mergem, mergi cu mine. Nu știu, am pus fel și fel de becuri și tot nu e bucurie. Nu am... Ba da, să știi, deci, ai idee, până, da. Cu un led de ăsta mare, să spui acolo, da. Să dau jos aia ce am pus eu pe acolo, fire, da. Toate ele instalați, nu știu amână. Așa, să strângi papuci. Numai la băieții ăla care vin din târguri din Franța, care le aduc. Care au telefonul? Tu așa, să-mi spui doi de ăsta. Ai bună telefonul. E la Alex. Alex. Unde sunt? Nu, că era la ăsta în pantalon. Cum se la fauza? E la ăsta în pantalon. Așa că am venit aici să facem judecată pentru bucătării și am rămas aceea. Am și mâncat. Chiar ne-am bucurat că ai trecut pe la noi. Sedim, uite așa să faci tot timpul, să mai treci și pe la noi. Nu e timp noi. Ce problemă, dar ce problemă. Puțină cafea, nu o să o bea toată, puțin. Hai, cât dureu. Aveți bună cafea. E bună? Da, eu sunt răcită, de aia sunt așa trasă. O faci mai scurtă, că n-am vrut eu să o fac mai lungă cafeaua. Da, mai da, mai da. Hai că vă mulțumim și vă dorim o seară. Hai, da, mergi. Cățe, ce faceți cu până urmă? Nu știu, le mai lăsăm. Le mai lăsăm să-și revină și ei. Păi cum să-și revină? Spune la oameni. Donezi din ei sau ce faceți cu ei până urmă? Când o crește. Domnul, dacă sunt 7. Păi asta, spune-mi și lăsăm să mai zdrăvenească. Uite, ia și Jeanul unul. Ia unul eu. Ia, ia, zic că ție. Jeanul? Dar să fie câine, unul iau. Să fie câine. Dacă e cățație. Mai am nevasta iubitoare. Dar de ce dai unui câine? Nu-i dau, nu i-am dat, am zis. Iau eu doi. Unul. Trei. Rămân patru la el. La Leonel? La Leonel? Tot trei. Tot trei. Leonel, tu știți, are grijă de ei, nu? În siguranță la el.
Da. Îi dăm cu cel mai mare drag un Ionel Pușchiță și mulțumim pentru mine. Vă mulțumim și revenim mâine toți. Vedem cu judecata cu căței că suntem cruși, nu știm cum suntem neamuri acum. Da, așa. Cu laser în curcătură. Hai, pa, pa, o seară plăcută. Pa, pa.